Aș vrea să ne pregătim inimile și vreau să citesc un cuvânt din Biblie. Credem că Dumnezeu este aici să ne vorbească. Amen. Și credem că Dumnezeu este aici să facă minuni în viețile noastre. Amin. Amen. Haideți să stăm ridicați. Citesc din Luca, capitolul 5. Un text foarte cunoscut. Aici traducătorii au așezat un titlu. Pescuirea minunată. Tuturor ne plac lucrurile minunate, să fim sinceri. Haideți să auzim această pescuire de-a dreptul minunată. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una dintre aceste corăbii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corabile, așa că au început să se afunde corabile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchiul lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a pucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu ei, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Creștinism modern așa promovează viața asta foarte nereală. Și se vorbește tot mai mult, tot așa foarte spiritual, foarte bine: Dumnezeu cu noi, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. La un moment dat nu mai înțelegi nimic. După aceea aflăm că oamenii se prăbușesc, că familia aceea e în pragul divorțului, că celălalt nu mai merge, pentru că avem o spoială așa peste noi deodată. Și noi avem nevoie să ne deschidem și să spunem: ăștia suntem, Doamne. Și Dumnezeu este acolo să se implice în nevoile noastre și să ne dea o zi și să ne dea o viață grozavă. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Câți de aici vreți să aveți o viață minunată? Ați riscat! Vorbim în această dimineață de o pescuire minunată. Dar până să fie pescuirea asta minunată, a fost nevoie de un eșec. O noapte întreagă dumnealor au pescuit și n-au prins nici măcar un peștișor mărunt, unul singur. Eu nu sunt un pescar, dar îmi place pescuit. Și am câteva momente în viața mea când am prins și eu pești. Mulți ani în urmă mă gândeam, aici stând pe bancă, când era primul exod a românilor pe acolo prin Spania, că după aia puteai să mergi că nu mai prindeai pești, o să vedeți de ce vă spun asta. Și niște prieteni de-ai mei m-au dus la pescuit. Și vreau să vă spun că românii antrenați de aici cu pescuitul din România au făcut o mămăligă foarte mare. Am luat mămăliga aceasta, am dus-o acolo și am pus-o în ariciul ăla, care sunteți pescari și știți despre ce vorbesc, și am aruncat-o acolo. Fiecare aruncătură era un pește, dar nu mic. Știți că pescarii toți au boala exagerării. Eu nu sunt pescar, așa că nu exagerez. Deci cam așa era fiecare bucată. Mi se rupea bățul ăla. Și spuneau prietenii mei: hai să-i dăm drumul. Unii sunt români să dai drumul la pești în apă. N-ai mai văzut asta, nu știu când, mai încolo. Și ne-am luat un cablu de la de curent, au găsit el la mașină, am făcut un nod în capăt și acolo i-am băgat. Credeți-mă, cred că erau 1,5 metri de pești așa băgați unul lângă celălalt și în apă. Atâția pești am prins atunci. V-am spus, orice mișcare era acolo, am zis din punctul ăsta de vedere că a fost cea mai minunată pescuire. Am prins curaj. Și după ce am venit în țară, am mers cu niște prieteni, nu fi la pescuit, ba da. Și mi-a luat și soția. Și am zis, amosiară, la nevastă ne-a ce prind. N-am prins nimic, dar nici unul micuț. Am zis, în România nu sunt pești în apă.
Și sigur că mai târziu m-am mai dus acolo în Spania, dar atât de mulți români au mers și toți cu cablurile și cu plasele, încât nu mai am prins pește atunci, adică foarte rar trecea câte unul. Pentru că s-au învățat cu noi românii, că suntem în preajmă. Și aș vrea să vă spun că oamenii ăștia, o noapte întreagă, n-au prins nimic. Adică nu vreau să fiu predicator acum ca să spun că, într-adevăr, după noaptea ei erau într-o dramă totală. Că nu cred că a fost într-o mare dramă, nu s-au simțit bine, pentru că eu am văzut pescari, ei au multă răbdare, extrem de mult, ciudat de multă răbdare, și de multe ori nu prind. Dar nu se dramatizează prea tare, că dacă ar face-o, n-ar mai merge. Dar ăștia merg prin fig la minus, nu știu cât îi văd și acum toată iarna, și zic, vai, mi-e milă de voi, cum la 5 dimineața voi mergeți înspre pescuit acolo pe frigul ăsta. Dar e o boală asta, e un hobby care dacă intră, se spune, în tine, ca multe altele, greu mai scapi. Și cred că n-a fost o dramă că Petru și ceilalți n-au prins pește în noaptea aceea, dar nici nu s-au simțit bine. Dacă niște profesioniști erau, au ieșit din corabie și au început să facă ceea ce trebuia să facă, să curețe mrejele alea, să le spele, să le pună în ordine și bine fac, pentru că urma de fapt o mare pescuire la care ei nici măcar nu se gândeau. Dar atunci nu erau prea bine și prea fericiți. Vreau să vă spun tuturor care sunteți în biserică, atât prietenilor cât și fraților și surorilor, că unul din marile binecuvântări pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră sunt eșecurile. Nu trebuie să spuneți amin, mă, fratele Bogdan, ați spus. Pentru că e greu să spui amin aici. Sunt momentele când lucrurile nu merg ca în bază. Căci creștinismul s-a promovat uneori foarte modern. Dacă te întorci la Dumnezeu, raiul e pe tine, Dumnezeu are grijă de tine aici, toate merg perfect și după aia îți dăm brațe împărăția și cerul. Aici pe pământ toate bune, după aia raiul. Și toți care vă uitați la mine acum în dimineața asta, de acolo de sus, de la balcon și din sală, n-aveți curajul să spuneți că e așa, că nu e așa. Pentru că astăzi s-a cântat o cântare aici, Doamne, Tu ai fost cu noi acolo când eram sus pe munte. Dar, Doamne, îți mulțumim că ai fost cu noi și când eram în vale. Dacă noi nu vom avea o percepție clară a vieții cu Iisus Hristos, pe noi nu numai că ne prinde frica. Frica este anticamera îndoielii. Și atunci când vine îndoiala, noi nu mai putem să credem în puterea lui Dumnezeu. Noi nu mai putem să credem în promisiunile Lui. Noi ne împietrim inima. Eu și dumneavoastră, noi intrăm în revoltă cu Dumnezeu. Și întrebăm, Doamne, dar cum se poate? Dar de ce se întâmplă asta? Dar de ce n-a mers asta? Pentru că niciodată Dumnezeu n-a garantat că noi vom merge din succes în succes. Ci Dumnezeu ne-a garantat că va fi cu noi în orice vreme. Și aș vrea să spunem cu toții, glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Și iată, după o noapte, că Iisus Hristos apare în scenă. Și foarte ciudat că Iisus nu vorbește despre eșecul lor nimic. O, de foarte multe ori noi atunci când venim la biserică, în orice biserică am merge, noi ce am vrea să facem când mergem la biserică, am vrea să-i captăm atenția lui Iisus și să-i spunem de fapt numai de problemele noastre. Problemele noastre mici, mărunte, mari, grozave, oricum uneori dramatizăm exagerat. Din lucruri foarte mărunte facem niște drame de nu mai vrem să auzim de nimic și de nimeni. Avem boala asta noi, mai ales românii, și nevastă ne spune câteodată, dar nu mai știu ce să fac. Bă, Gabi, nu dramatiza. Dar nu-i nimic spectaculos în toată povestea asta. Bine, că și eu îi spun ei de multe ori, că și soțiile noastre o iau cu exageratul câteodată. Și nu dramatiza, stai liniștită. Totul e sub control. Dar vreau să vă spun că atunci când venim și apare Dumnezeu și Hristos în scenă, toți am vrea să-i facem, vreau să vorbesc, vreau să vorbesc, vreau să-i spun, vreau să-i atrag atenția, vreau să-i spun că unde sunt și ce s-a întâmplat în ultimele zile nu este prea bine. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu unde a plecat, nu știu de ce nu ne-a vorbit, nu știu de ce nu a intervenit. Și vreau să vă spun cu toată libertatea, de foarte multe ori, în mâna lui Dumnezeu sunt zilele acelea și Dumnezeu este în controlul situației și este doar momentul când Dumnezeu pregătește pentru viața mea și a ta o mare minune care ne va schimba radical viața, ne va duce într-un moment absolut grozav în care nu ne ducea niciodată nicio formă de prosperitate, pentru că cel care vine să se atingă de noi este Domnul.
Și noi vrem să-i spunem mereu despre asta, despre asta. Închipuiți-vă că Iisus o voi apărut pe țărm și nu le-a spus nimic. Ce ați făcut noaptea asta? Cum v-a mers? Cum e viața ta? Nu i-a luat niciun interviu. Și le-a cerut deodată ceva. Și a zis, Petru, am nevoie de corabia ta, am nevoie de tine, am nevoie de efortul tău, oricum am nevoie de ce ai tu, de toată proprietatea ta. Și vreau să spun că vreau să o folosesc astăzi pentru alții. Ești gata să oferi? Ești gata să dai? Stimați prieteni și oameni buni, noi toți avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Dar vreau să vă spun astăzi, din capul locului, dacă vrei să vezi minuni în viața ta, dacă vrei să trăiești experiențe grozave cu Dumnezeu, în dimineața asta trebuie să faci un lucru clar, precis și responsabil. Va trebui să nu te joci cu Dumnezeu, îți spun cu toată frica de Dumnezeu, să pui în fața Lui tot ce ai. Trebuie să pui în fața Lui și la picioarele Lui tot ce ai. Casa ta, copiii tăi, ființa ta, mintea ta, inima ta, averile tale care nu sunt ale tale, proprietățile tale, toate trebuie să le pui în joc pentru Domnul. Unul dintre cele mai mari momente dramatice pe care le văd în anii ăștia ultimii este lipsa de pasiune a bisericii și a oamenilor în general pentru evangelizare și pentru salvarea sufletelor pierdute. Asta e. Foarte puțini oameni mai sunt mișcați de evangelizarea celor din jur. În schimb, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, continuă să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dar cine mai pune în joc inima Lui? Cine își mai pune în joc mașina Lui? Cine își mai pune în joc cauciucurile? Cine își mai pune în jos ființa Lui, vocea Lui, mintea Lui, abilitățile Lui, tot ce i-a dat Dumnezeu, corabia ta, dă-i-o lui Iisus, dă-i-o, astăzi dă-i-o. Dă-i limba ta, dă-i vocea ta, dă-i urechile tale, dă-i mintea ta, dă-i ființa ta, dă-i-o lui Iisus, pune-o acolo. Ce urmează e grozav, dar nu poți să vezi ce urmează. De atâta timp aștepți miracole. Nu se întâmplă, pentru că prioritățile trebuie să fie acolo. Stimată Doamnă, vrei să vezi minuni în casa ta, în fiicele tale, în mintea ta, în bărbatul tău? Vrei să vezi slava lui Dumnezeu? Vrei să vezi puterea lui Dumnezeu? Vrei să cazi în genunchi înaintea lui Iisus Hristos și să spui ca Petru și să vezi și să crești în cunoașterea Lui? N-ai nicio șansă dacă dumneata și cu mine nu ne așezăm ființele la picioarele lui Iisus Hristos, dacă nu spunem odată cu toată convingerea, fără nicio teorie, caut împărăția lui Dumnezeu și vreau să slujesc împărăția lui Dumnezeu cu tot ce am. Să spunem toată adunarea, amin. Să spunem toată adunarea, amin. Asta facem noi în vremea asta. Încep să râd. Să te ducă el, că de aia trebuie să facă. Să meargă ăla, să meargă celălalt, să meargă celălalt. Am văzut oameni care susțin evanghelizarea, care sunt bârfiți în fel și chip. Are un scop, are un interes, îi place imaginea, vrea să se afișeze, vrea să facă asta, vrea să facă asta. Omul își cheltuie banii, omul își cheltuie tot ce are pentru ca să existe evanghelizare. Ceilalți vorbesc. Ori vreau să vă spun liber, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți care se implică în evanghelizare. Dar ține minte și tu trebuie să o faci. O, nu este normal ca 3-4 oameni să fie zdrobiți de pasiunea pentru sufletele celor nemântuiți. Iar dumneavoastră și noi toți să fim niște eterni pasivi. Vânători de greșeli, admiratori de lucruri frumoase, oameni care consumăm de ani de zile aerul lui Dumnezeu, care consumăm de ani de zile cuvântul lui Dumnezeu, care consumăm de ani de zile puterea lui Dumnezeu și o ținem în noi, le îngropăm în noi, uităm de ele, ne le amestecăm cu toate lucrurile lumii astea ca să ne bucurăm că există o cerere de botez. Nu trebuie să fie o cerere de botez aici la Tabor, trebuie să fie sute de cereri, aleluia, trebuie să fie sute de oameni. Dacă există o persoană aici care nu s-a botezat, nu mai e timp. E momentul acesta prielnic, când astăzi, în dimineața asta, când auzi glasul lui Iisus Hristos, să mergi să-L completezi repede cerea. Nu că mai ai timp, să nu se răzgândească Iisus. Asta îmi spun la speranța joi seara. Zacheu nu și-a făcut problemă cât pierde și cât îl vor bârfi pe stradă, că era înconjurată casa. Zacheu și-a făcut problema să nu se răzgândească Iisus și să rămână valabilă chemarea Lui. Dă-te jos de grabă, căci astăzi vreau să intru și să rămân în casa ta. Să nu schimbe Iisus opinia, să nu schimbe Iisus părerea. Zbor din copac și am plecat.
Nu am incomodat stări de incomoditate că va veni Iisus la mine acasă, cât e pierd, ce s-o întâmplă, noi putea ține ce mi-a zice mama, tata, vecinii, lumea, Oradea și ce mari probleme o să am că o să dea toți din gură, să dea toți din gură. Toți vorbeau pe afară, el l-a primit pe Iisus în casa lui și Iisus era Domn și Mântuitor. O, tu ai probleme azi? Iisus Hristos este Domnul. E jenant, eu trebuie să vă rog pe voi să vă pocăiți. E jenant că trebuie să insistăm, să transpirăm, să spunem primește-L pe Iisus, trebuie să arzi în tălpi. Că mai există o șansă în Tabor. Una. Am spus cu ceva timp în urmă la Betel o frază de pe internet, cei care circulați, simblați pe rețelele astea. Musa că v-ați întâlnit cu ea. Sper că vă întâlniți și cu lucrurile bune, numai cu alealte. În care scrie așa: mulți oameni de pe pământ urăsc să audă cuvântul pocăință la ora asta. Dar toți din iad și-ar mai dori să aibă șansa odată, măcar, să poată să cheme cineva încă o dată la Hristos. Toți s-ar pocăi. În dimineața asta, eu nu vă cunosc. Poate dacă făceam o dimineață altfel și vineai dumneata și voi să vorbiți ce aveți în suflet, era interesant. Nu-i timp azi pentru asta. Dar cel care vă cercetează inima este Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Poate că ești frământat pentru că multe lucruri nu merg cum ai vrea. Dar Dumnezeu te-a dus în punctul ăsta. Ca să... Nu ca să-i spui de ce e în tine acum, ci ca să fii de acord în momentul ăsta, poate dramatic din viața ta, să spui la picioarele Lui tot ce ai. Tot! Pentru că oricum o să le pui la picioarele altcuiva. Și oricum într-o zi pe toate le lași, crede-mă. Te apuc o scârbă, o greață, atunci când simți că trebuie să pleci din lumea asta și ești înconjurat de foarte multe lucruri. De aceea vă rog în dimineața asta. Petru n-a făcut niciun gest, n-a făcut nicio negociere, niciun comentariu. N-a spus: Doamne, acum tu îmi ceri corabia după o noapte de eșec. Doamne, hai să vorbim despre ce probleme avem noi. Hai să vorbim despre ce este în noi. Și tot timpul, de multe ori, ne pierdem timpul, vorbim și tot vorbim de ani de zile, tot vorbim și asta nu se mai termină. Odată trebuie să înțelegem că Iisus Hristos spune: predă-ți ființa ta în mâna mea, predă-te pentru totdeauna. Noi toți suntem la butoane, toți suntem acolo, să tot comentăm, să tot vorbim, să tot întrebăm, să tot negociem, să tot: Doamne, dacă faci, Doamne, dacă ne dai, Doamne, dacă ne învârți, dacă face Dumnezeu asta, dacă vine predicatorul ăla, dacă mergem dincolo, dacă mergem dincolo. Tot timpul e o discuție între Iisus și predare. Tot timpul e o discuție de ani de zile. Negociez, negociez, negociez. Eu spun în numele lui Iisus: oprește-te. Amin. Iisus Hristos te vrea. Amin. Te vrea pe tine, casa ta, copiii tăi și tot ce ai. Pentru că urmează o aventură grozavă cu Iisus. Câți de aici vreți să aveți aventura asta cu Iisus? Dacă toți ăștia vreți să aveți aventura asta cu Iisus, puneți-vă viața în mâna Lui. Amin. Lăsați-o acolo. Corabia, corabia. Averea, averea. Afacerea, afacerea. Cariera ta, cariera ta. Ideile tale, ideile tale. Posesiunile tale, posesiunile tale. Tot ce ești tu, pune acolo la picioarele Domnului Iisus Hristos. Lasă să se Iisuse Iisus deasupra, peste ele și de acolo să proclame prin ele împărăția lui Dumnezeu și cuvântul Lui. Și să spunem toată adunarea: amin. Lasă-L! Pentru că Dumnezeu este acolo să vorbească. Glorie Domnului! Vă spun și aici mărturia. Am mai spus-o, dar nu contează. Am fost cazat la un hotel aici în Oradea, nu contează în care. Și a fost ziua mea liberă, miercuri, între cele două slujbe, Maranata și Speranță, marți și joi. Miercuri am fost liber și n-am mai plecat. M-am odihnit, în timp ce eu luam seara masa, după ce s-a terminat, eram singurel acolo, nu erau prea mulți oameni. A venit bucătara din spate și mi-a zis: pace, frate Gabi, pace. Și am rămas puțin șocat. Nu ți se întâmplă prea des undeva într-un restaurant să vină bucătăreasa să spună: pace, pace. Și îmi spune: eu sunt cu tare, să știți că vă urmăresc. Bla, bla, s-a terminat până aici. Și după aceea îmi spune: știți, am o rugăminte foarte mare. Mă gândea că îmi cere să fac o rugăciune pentru dumneai, pentru casa ei, și avea mari probleme. Pur și simplu, până la urmă am văzut în femeia asta o eroină, dar cel mai mult m-a mișcat altceva. Din aia spun povestea. Și mi-a zis: știți ce vreau? Și surpriză, surpriză. Aș vrea, am vorbit cu colegii mei de aici, semn libereamu, și vreau să-i adun aici într-un salon, să le predicați o jumătate de oră. M-ați înțeles? Eu buimăcit, îmi scap aproape furculița din mână. Cum? Sunteți sigură? Da! Dar eu știu cum sunt pocăiții zeloși, unii prea zeloși. Vreau să vă spun ceva, doamnă, eu sunt așa mai... Nu ați forțat nota?
Spun, nu ați mers așa peste ei, să le spune, bă, trebuie să vă pocăiți, mă duceți acolo și mă băgați să mă trezesc după aia că am reclamații pe la hotel că fac aici prozelitism? Nu! Am știut eu cum să prezint lucrurile, de-abia așteaptă. Nici azi nu știu cum le-au prezentat, dar zice, vii acolo în salonul francez și le predici. Vă rog să mă lăsați puțin să te... Da! Am prelungit un pic să mă adun și zic, Doamne, eu am vrut seara asta să fiu liber, să mă odihnesc. N-am mers la evanghelizare, nicăieri, Doamne, și era loc aici în Bihor. Știți că este tot timpul treabă. Și acum ce să fac? Acum dacă m-ai băgat în asta, îi spune lui Iisus, te rog să vorbești. Te rog să le spui ceva oamenilor ăsta că îți deruta total, că aici nu-i ca la biserică, te ridici, spui și frații te ascultă dacă vor, dacă nu. Asta e slujbă. Doamne, te rog să vorbești, că tu mi-ai spus când vei ajunge în fața oamenilor să nu-ți faci probleme, pentru că eu însuși o să dau cuvintele. E în joc lucrarea ta, e în joc acești oameni, e minunat, sunt șocat, mă duc, Doamne. Dar te rog să-ți faci treaba. Dumnezeu e mare, laudă Domnului. Aleluia. Am terminat, m-am dus în salon și ce crezi? Vin ospătarii, încep să vorbesc, văd și pe celălalt bucătar îmbrăcat în alb, vine stă lângă ușă, foarte smerit așa. Și încep și le vorbesc despre Iisus, despre mântuire și despre toată povestea asta. Ca să văd în final că unul din ospătal, Marius, a avut parte de o copilărie până la 12 ani în biserică. A fost adus la binecuvântare. Părinții lui au luat-o razna, cum zice noi, au luat-o pe ulei și s-au lăsat de pocăință. Când el era de 12 ani și de atunci n-a mai avut niciun contact cu biserica, s-a împietrit față de Dumnezeu. S-a împietrit de tot ce se întâmplă din pricina părinților săi. Și i-am zis, Marius, dacă Dumnezeu a condus istoria ta până astăzi și m-a adus astăzi pe mine aici să mă odihnesc în hotelul ăsta. Și dacă el din agenda mea o șters programul azi și dacă Dumnezeu azi o ales pe femeia asta care e colega ta aici să mă provoace pe mine să fac o evanghelizare într-un salon, vreau să spun ceva, Marius, Iisus Hristos te iubește. Aleluia. Să nu uiți asta. Dumnezeu te vrea. Am vorbit oamenilor de acolo și să știți, nu am vorbit o jumătate de oră, am vorbit 45 de minute, pentru că a coborât puterea lui Dumnezeu și am văzut pe acei oameni flămânzi după Dumnezeu și le-am zis să vă întâlniți cu Iisus Hristos și cu Evanghelia Lui. E toată dorința Tatălui, laudă lui Dumnezeu. N-am scos să mă scot în evidență eu pentru asta, ci am vrut să vă spun o femeie care și-a pus atunci slujba ei la picioarele lui Iisus. N-ai loc la amvon? Aici e în grămădeană? Oh, există o mulțime de amvoane. Ei nu erau în sinagogă. Ei nu erau la templu. Erau pe marginea apei, în business-ul lor, în afacerea lor. Și acolo a zis, nu vreau amvon acum, nu vreau liturghie, nu vreau sinagogă. Vreau aici în corabia ta. Aici îmi pun amvonul în corabie. De aici predic. De aici din magazinul tău, de aici de unde vinzi, de aici din biroul tău, de aici din construcțiile tale, de aici, aici pun amvonul, aici am, în mijlocul fabricii, aici în clădirea asta, aici am pun amvonul, de aici vreau să vorbesc despre, să vorbesc cu oamenilor despre cer și despre rai, vreau să adun norodul aici la tine, aleluia, trăiască Domnul în veci, are Iisus Hristos loc în viața ta, aleluia. O mulțime de noroți se adună pe malul lacului. Nu e vorba de afișe, nu e vorba de concert cu Speranța sau cu Elim Harmony, nu-i vorba de nimic, e vorba de o dimineață banală de pescuit, banală. Nu-i Rusalii, nu-i Paște, nu-i biserică, nu-i nimic. E o dimineață banală, când niște oameni le-a mers prost în ziua aceea. Dar Iisus spune, vreau corabia, vreau tot. Merge prost viața ta, nu contează. Prost să meargă tot, vise năruite. Pune-ți viața la mâna mea. Eu, Domnul, am soluții. Glorie Domnului. Când ați făcut ultima dată asta? Păi de-aia doar o cerere. Pentru că noi suntem plictisiți. M-a întrebat cineva, ce părere ai de biserica X? Nu e vorba, frate Bogdan, de Tabor. Nu-mi place să-mi dau cu părerea, că risc să judeci, nu? Dar m-a insistat prea mult și la un moment dat am spus, cred că este o biserică plictisită. Cred că este o biserică plictisită de ei înșiși. E o biserică plictisită de Dumnezeu. Am văzut acolo și conducători plictisiți care nu mai au chef de nimic. În timp ce acolo se cântă cântări, ce mare ești, Doamne, și ce mari minuni faci Tu. Și ca Tine altul nu-i.
Ce mari ești, ce mari ești. Mi se pare o trădare a lui Dumnezeu în vremea aceasta. Mi se pare că am trădat minunile, mi se pare că am trădat inima lui Iisus Hristos, mi se pare că am trădat Biblia și mi se pare că suntem în continuare foarte mulți plictisiți în biserici de tot ce se întâmplă. Aș vrea, fratele Silviu, să ruga, aș vrea în această dimineață. Simt că Duhul lui Dumnezeu este aici. Să miște Dumnezeu toate inimile. Dacă ai ajuns în plictiseală, îți spune de ce ai ajuns aici. L-ai abandonat pe Dumnezeu. Ți-a luat viețile în propria ta mână. Ți-a luat tinerețea ta. Ți-a luat adolescența ta. Ți-ai luat familia ta. Ți-ai luat... Tu ești cap de familie! Uită! Există unul mai mare decât tine. Tu ești, ești nimic! Și dacă nu prinzi nimic și dacă îți merge prost, e un moment în dimineața asta împreună cu mine să spui: slăviți să fie Domnul că mă trezesc. Aleluia. Că uneori predicile nu ne trezesc, alteori nimic nu ne trezește, dramele ne trezesc. Dramele, da? Mari sau mici. Începe cu un eșec la pescuit, dar să știți că Hristos vă iubește prea mult să vă lase. O să urmează a doua dramă. Ei s-au trezit și au zis: Doamne, pleacă de la mine. Mai vrei? Sunt semne foarte mărunte că lucrurile nu merg pe un făgaș clar. Sunt semne mărunte că familia ta este într-o continuă plictiseală și nu mai ai dragoste pentru nevastă ta. Nu mai ai! De-aia sfug ochii unde sfug. Sunt semne incipiente că te plictisește bărbatul și deja te simți bine într-o companie altuia, la serviciu sau în altă parte. Sunt semne? Asta e lumea reală! Ascultă-mă azi! Semne că lucrurile merg într-un făgaș prost, lucrurile nu mai merg, nu mai te simți bine să vorbești cu ea, cu el, nu te mai simți bine în biserică, nu-ți mai place rugăciunea tare, nu-ți mai place pocorârea Duhului Sfânt, nu-ți mai plac prorociile, nu mai îți plac predicile tăioase, îți place să te mângă cineva pe creștet. În această dimineață spun: te duci spre dezastru. Dumnezeu îți vorbește azi prin Duhul Sfânt: oprește-te, tinere, și ție îți vorbește Domnul azi. Foarte multe lucruri se duc în viața ta spre un canal greșit. Și multe lucruri s-au blocat undeva și simți eșecul cum îți bate în poartă și poate că ești în mijlocul lui. Momentul ăsta este momentul când Dumnezeu spune: oprește-te, pune totul la picioarele mele, pune tot ce ai, pune-ți nevasta ta înaintea mea, pune-ți soțul tău, pune-ți copiii tăi, pune-ți pruncii tăi. Nu ne înroci pe nimeni, pentru că dacă tot să faci asta, o să pierzi. Nu o să scap de exemplu ăsta, frate Silviu, că ai fost la Betel. Când un bărbat de 50 de ani din biserică de la noi e în dramă, într-o dramă grea, foarte bolnav, așteaptă încă vreo săptămână, mai are de așteptat, știți ce, nu? O biopsie din coloan. După cum arată, sunt, dar cred în puterea lui Dumnezeu. Știți ce mi-a spus? Așa-i zburau lacrimi din ochi, dar și eu plângeam în fața lui. Mi-a zis: Gabi, eu nu cedam, dar în urmă cu o noapte te-am visat că veneai înspre mine. A crescut în biserică ca tine. Stai liniștit. Sau nu sta. A făcut bani și a făcut proprietăți. Drama asta l-a adus cu picioarele pe pământ și plângând mi-a spus: știi ceva? Sunt la 50 de ani. Am avut niște părinți grozavi și niște bunici. N-am făcut nimic pentru Dumnezeu. Zburau lacrimi. Credeți-mă, dacă aș fi fost Dumnezeu, de durerea care ieșea din inimă că n-am făcut nimic pentru Dumnezeu, n-am făcut nimic pentru copiii mei, scabrase. Nu mă minune că o parte dintre ei sunt biserică. Deci ce aș putea să fac pentru Alex? Ce aș putea să fac pentru el? E ca mine. Roagă-te. Dacă eram Dumnezeu, i-aș fi dat 10 ani în urmă și să-i spun: no, ia-o de aici, du-te înainte și dă tot ce ai pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui. Da, nu pot. Nici tu nu poți. Ești într-un punct în dimineața asta aici la tabor. Nu știu la ce te-ai așteptat. Eu m-am așteptat, dincolo de toată eboseala, să lucreze Dumnezeu astăzi. Și cred în puterea Lui. Aleluia. Și cred că Duhul Sfânt este aici și vorbește. Și cred că Dumnezeu este aici. Aleluia. Prin Evanghelie să spună: oprește-te!
Dumnezeu este un regizor perfect și îți poate crea o dramă de stremulă toate încheieturile. Dar dacă n-a făcut-o, e o mare semnătură aici în Tabor, în văzduh, pe care scrie te iubesc, dar oprește-te și trezește-te astăzi. Treziți-vă, pocăiți, trezește-te, biserică, trezește-te, familie, treziți-vă, familiilor, pentru că Dumnezeu vă va cere socoteală de timpul care zboară cu repeziciune, ți se duce viața ca un sunet, ca un fum, se duc anii și săptămânile și tu vei putea într-o zi să spui, tu ai făcut ceva pentru Dumnezeu? Tu ai făcut ceva pentru lucrarea Lui? Tu ai făcut ceva pentru oamenii din preajma ta? Ai făcut ceva? Dumnezeu te va răsplăti. N-ai făcut, ai pierdut o bătălie. De aceea mă rog Dumnezeu să se atingă de orice inimă. Glorie lui Iisus. Iisus s-a usuit în corabie. N-a vorbit despre eșec. A predicat Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. A predicat cuvântul lui oamenilor. După ce s-a terminat momentul acesta, care este prioritatea numărul unu de care am predicat până aici, Iisus Hristos are o idee. Sigur că noi avem foarte multe idei, dar Iisus Hristos a avut o idee și a zis, Petre, știi ceva? Pregătiți corabia, pregătiți mrejele pentru pescuire. Asta e ideea mea. Iisus vine cu o asemenea idee, tu ca Petru și eu. Vreau să-i spun, Doamne, vrem să spunem ceva, ce? Toată noaptea am încercat, nu merge. Nu e idee grozavă. Știți de ce ne plictisim? Pentru că noi avem impresia că trebuie să se plieze Dumnezeu și toată lumea Lui pe ideile noastre. Și eu vă spun, aici un faliment cumplit. Tu nu trebuie să ai idei. Tu trebuie să te supui ideii Lui fixe, adică lui Iisus Hristos. Iisus Hristos are o idee, pescuit la ora asta. E pe contrasens, e în contrast. Ei știu că noaptea se prind pești, știu timpul, știu ceasul. Ei știu să pescuiască, ei știu să facă asta. E tot în regulă, dar Iisus are o idee. O idee la care nu renunță și spune, vă rog să pregătiți mrejele și să le aruncați pentru pescuire. Stimați prieteni și frați și surori, pocăința asta cu Dumnezeu nu este doar așa că veniți să vă botezați aici sau venim la biserică. Viața asta cu Iisus Hristos este, cum spuneam mai devreme, o aventură, este ceva grozav. Pentru că noi tot timpul, din legătura asta cu Iisus Hristos, suntem provocați de El la idei absolut spectaculoase, care n-au nicio legătură cu mersul lumii, care n-au nicio legătură cu logica, de multe ori, și cu rațiunea noastră umană, pentru că ideile Lui vin într-un timp în care spui, acum nu merge asta, dar eu nu te-am întrebat dacă merge sau nu. Eu ți-am spus că asta este ideea mea. Și de aici apare în scenă frumusețea. Ați dori voi în dimineața asta, toți creștinii care suntem aici, toți pocăiții, frați și surorile, să luăm decizia numărul 2. Să ne abandonăm viața noastră și ideile noastre în mâna lui Dumnezeu și să lăsăm pe Iisus Hristos să aibă idei pentru noi și casele noastre? Câți de aici ați vrea să faceți treaba asta? Nu e simplu. Iisus nu se supără dacă îi spui, Doamne Iisuse, dar știi ceva? Acum prima dată apare în scenă mărturisirea despre noaptea aceea. Iisus nu l-a interesat. Nici nu l-a interesat deloc. Doamne, vrem să spunem că toată noaptea ne-am trudit. Dacă nu știți, spunem noi acum. Toată noaptea ne-am trudit noi, toată noaptea ne-am zbătut și n-am prins nimic. Vrem să spunem, dar nu v-am întrebat ce ați făcut, că doar Iisus știa. Nu vă pierdeți, Doamne, tot îl informăm pe Iisus, tot îl informăm pe Iisus. Să știi, Doamne, că noi săptămâna trecută, să știi, Doamne, pe ce? Iisus e om, Iisus e pastor, e popă, să-i tot spui lui ce ai făcut acum 3 săptămâni. Iisus știe totul despre noi. Noi trebuie să dăm dovadă în mijlocul momentului când vine Iisus de o ascultare totală. Și să spunem toți, amin. Am o idee, pescuit. Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul Tău vom face treaba asta. O viață de faliment dramatic sau incipient ne învață să trăim o viață de ascultare. Atunci ne cade mândria la pământ, atunci primim un duh zdrobit și smerit care se lasă învățat. Atunci mândria cade la pământ, atunci primim un duh zdrobit și smerit care se lasă învățat.
Mă întreabă cineva, de ce crezi că nu se pocăiesc cu oameni? Și eu răspund așa dintr-una, din cauza că sunt mândri. Amin. Asta. De ce crezi că nu se predau oamenii? Pentru că mândria nu-i lasă. Pentru că odată ea edita mai doamna, el edita mai domnul, el edita mai bogatul, el edita mai săracul, el edita mai orgoliosul și ei nu vor. Dar de ce să mă aplec? Dar de ce să mă pochesc? Uite așa, pentru că Iisus Hristos te iubește, pentru că Iisus Hristos vrea să te mântuie. Uite așa, pentru că Iisus Hristos vrea să lucreze în viața ta. Spuneți amin. Uite așa, pentru că Iisus vrea să facă minuni în viața ta. Uite așa, pentru că Iisus vrea să te ducă în cer. Dar până atunci vrea să te folosească cu putere. Să spunem toți, glorie Domnului! Glorie Domnului! Glorie Domnului! Binecuvântat să fie numele Domnului! Doamne, ce greu ne lăsăm învățați! Noi așa în vremea asta, foarte complicat. Este una din cele mai grele lupte. Vreau să... Pot să spun ceva? Ce să-mi spui tu mie? Anul stăm câteodată la masă cu o grămadă mai mare sau mai mică la câte o cafea și fiecare spune părerea și se bagă și în Biblie și pe dincolo și vreau să spun și eu ceva. Și când spun, a, nu-i așa, nu-i așa, el știe. Adică mi-a dat Dumnezeu și nouă un dar, o lumină, o călăuzire. Dar când vrei să-i spui, nu, asta știu, asta a fost, asta am fumat-o, asta am văzut-o. Dumneavoastră credeți că de deștept ce îi vorbește așa? E mândru. Și n-ar putea ceda să spună. Știi ceva? Spune-mi ceva, te rog mai spune. Nu vine ca sora, nu puteți să ne predicați ceva, nu puteți să ne spuneți ceva. Au nevoie oamenii ăștia de Iisus. Și oamenii ăia de acolo din restaurantul ăla, dacă erau foarte mândri și orgolioși, și cine, noi nu avem biserică, nu avem preoți și sunt convins că au. Dar nu, n-am fost, dar ce aduci un predicator aici? Dar vedeți, când un om se smerește și vrea să-și predea inima și să asculte cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este acolo să lucreze. Să spun împreună cu voi glorie lui Dumnezeu. Psalmul 119, versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Mâinile tale m-au întocmit. Dă-mi pricepere ca să învăț poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă văd, se bucură, că-și nădăjduiesc în făgăduințele tale. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte. Din credincioșie m-ai smerit. Este spre binele meu că m-ai smerit. De ce? Ca să învăț orânduierile tale. Și a început să se transforme viața lui și să devină Biblia și poruncele lui Dumnezeu cele mai mari comori și valori. Dar știți de unde a plecat? Din momentul când Dumnezeu l-a smerit. Știu că sunt două variante aici. Pot să aleg eu să mă smeresc, dar poate să mă smerească Dumnezeu. Și un mod prin care Dumnezeu ne smerește este eșecul și drama. Ori în această dimineață, Dumnezeu să ne dea tuturor multă înțelepciune. Amin. Pentru că dacă noi ne vom smeri și vom da odată cu mândria asta de pământ, mândria asta de pescar e foarte mare, credeți. Adică când vrei să-i spui la un pescar sau la un vânător sau la un profesionist ceva, tu, un amator, în astea, simți așa că îl lovești exact în bătătură. Tu-mi spui mie! Uneori și noi păstori avem probleme în zona asta. Și predicatorii, când vine cineva să ne... Vreau să vă spun ceva. Știu unde se bagă și ăsta. Eu am făcut atâția ani de teologie și mi-am totocit pantofii și creierul în Biblie de atâția ani și vine el să-mi spună că are o idee. Țineți ideea pentru tine. Și e foarte complicat pentru noi de multe ori să ascultăm pe oameni. Dar când și noi o luăm razna și nu mai vrem să ascultăm, Dumnezeu ne dă și nouă câte un eșec. Câte 3-4 predici în care sunt praf, distruse. Și spune, Doamne, dă-ne har că suntem pierduți. Și oh, dar de mult îți dădeam, dar te-a întrebat atunci persoana aia ceva și ai tratat-o așa și ai dat una așa o replică. Am văzut asta, așa, am dat una de s-o dus. Lasă-mă că am timp eu de tine azi. După aia Dumnezeu să zic că am eu timp de tine acum. Eu chiar am timp de tine acum. Și mi-a dat Dumnezeu câteva în mai multe direcții ale vieții, că m-am dus și m-am prăbușit și am zis, Doamne, te rog să ai milă de mine. Sigur că am milă de tine acum, dar smerește-te, leapă-te-ți mândria, că cel care ține toate lucrurile este Domnul. Glorie Domnului, glorie Domnului, glorie Domnului. Nu există om pe fața pământului. Nu există super profesioniști și nu există în biserică decât Sfinții lui Dumnezeu, care printr-un act de smerenie ascultă de vocea lui Dumnezeu și spun, Doamne, noi am încercat, noi am făcut, dar e vorba de cuvântul Tău. Acum, dacă cuvântul Tău spune asta, acționăm, Doamne. Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea. Amin. Cu ascultare de cuvântul Lui. Asta este a doua mare problemă a bisericii de astăzi, a creștinilor ortodoxi, penticostali, baptiști de azi. Știți care este, stimați frați ortodoxi, problema? Nu ascultăm de Biblie. Nu ascultăm simplu de cuvântul lui Iisus. Nu ascultăm de cine spune Domnul. Povestea nu e complicată. Nu vrem să ascultăm. Pregătiți mreaja lungă. O pregătesc cu arunc. Și se întâmplă o minune.
Vreți minuni chiar? Vreți? Amin. Minunile vin în urma predării, amin, în mâna lui Dumnezeu, a minții și inimile noastre și în urma împlinirii cuvântului Dumnezeu. Glorie Domnului! Amin. Nu fiți ascultătorul tu, spunea Iacov, fiți împlinători. Pentru că dacă sunteți așa doar ascultători și nu împliniți ce spune Domnul, pui mâna pe mreajă și o arunci, atunci se întâmplă cel mai urât lucru care nu îl suportăm noi niciodată pe pământul ăsta. Știți care este? Când ne înșelăm singuri. Mă, eu ne-am făcut-o cum... Păi, când te înșală altul, îți vine să-i dai, să-l pui, să-l... Ai niște violențe în tine care te încearcă prin stomac și prin inimă, ai o revoltă, lasă că-l pun la punct. Și-o permis să se atingă de fata mea la școală, să-i dea 10... sau 9 în loc de 10 și-o făcut. Asta, eu mă duc la școală. Și eu am fost până de câteva ori așa, furios, fata mea! Păi eu îl știu pe directorul și pe inspectorul și pe asta. Până mă duc, e mutat, am zis, e dusă deja la bistriță. Doamne, iartă-mă, așa cum nu știu ce nebunie am avut în cap. M-a trezit Dumnezeu până fiică, mi-a zis, tate, dacă tu mergi la școală, eu abandonez școala. Nu merge așa, tati. Și m-am crezut foarte spiritual și mi-am dat seama că fiica mea Gabriela e cu un cap peste mie, cel puțin atunci. Am zis, lasă să plătim, să suferim, lasă că și-a dat aia seama. Păi cum se poate să scadă ție nota la purtare, cel puțin să te amenință? Tu care mi-ai ieșit din cuvânt mie niciodată, păi cum își permite ea, te-o crescut ea, știți cum se... Și deodată avem și probleme. Pentru că noi nu știm să fim smeriți. Dar Dumnezeu e bun, ne iartă, ne dă lecția și după aceea începem să gândim altfel. Din toată inima gloriei Domnului. Din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Când Iisus îți spune un cuvânt și ți-a spus azi multe, a împlini cu fapta înseamnă că în momentul acesta a decis, dacă ești nepotezat, pui mâna pe frață aici și spui nu plecați până când nu se epuizează toate cererile. Am trăit la Becleana asta în final de evanghelizare, 22 de cereri au avut fratele, toate s-au consumat. A venit o tânără la ultima dată, ortodoxă, și a zis vreau și eu o cerere. Secretare, nu mai am cereri. O, Doamne, aleluia, am zis, nu e nicio problemă. Am zis, fata, ai miercuri, când începem cateheza, că or fi cereri, când e lume și pe mâine, nu-i problemă de asta. Era și maică, Doamne, vin și dumneata, eu încă nu m-am gândit, gândea și te până miercuri și ai cu fata aici, nu e nicio problemă. Nu trebuie, cred că trebuie să stăm să tot povestim, să facem teorii. Când Iisus spune, pune mâna pe mreajă, pune mâna pe mreajă și pocăiește-te astăzi în dimineața asta, pune mâna acolo, e simplu, ce tot să facem aici teorii, ce nu știți? Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Sunem toată adunarea, amin. Prin credința în El suntem iertați și mântuiți și ne se scrie numele în cartea vieții. Amin. Bă, ce ușor e să predici în România. Ce ușor este să-i spui un pescar, pregătește mreaja. Că dacă îi spunea unui poet, pregătește mreaja. Vai de mine, dar eu n-am văzut toată viața mea numai corzi vioară. Cum să, unde să prind? Vă dați seama, era dezastru acolo. Trebuia 3 zile să explici ce înseamnă o mreajă. Și apoi cred că pica cu tot cu ea în apă. Și trebuia salvat. Și era un dezastru. Dar vedeți, aici, în dimineața asta, voi știți cum se aruncă viața în mâinile lui Iisus. Așa că vă rog scurt pe doi. Faceți-o și Dumnezeu va lucra cu mare putere. Când au zis să arunce mreaja, el a făcut-o. Și ce sunt? Băi, ca și la pescuit acolo, că zic deja fir întins, adică fir întins înseamnă, am priceput și eu până la urmă, că când se întinde, o ia pe aștele, se duce și ți-l întinde și ți-o înconvoie așa deodată. Și când o arunca mreaja și a vrut să o treagă, s-a uitat unul la altul, zice, băi, ori am prins bolovani, ori ceva aici, dar nu mișcă. Că și noi când mai trăgeam câteodată, e mare, dar era o răgălie. Scoteam deodată o bucată de copac de acolo, de creangă. Acum trag și e plină. Pentru că cel care adună pești nu ești tu. Cel care adună pești nu ești tu. Cel care adună pești este Iisus Hristos. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Pentru prieteni și frați și surori. Uneori l-ați văzut pe Dumnezeu, mai ales pentru prieteni. Spune, Sfânta Biserică, Sfânta Cruce, Sfântul Popă. La noi nu e chiar așa. Noi ducem mai rău predicatorii. Noi suntem luați uneori așa, da? Bine, că să fim și noi normale. Aleluia, Doamne ajută-ne. Și l-am văzut pe Dumnezeu în câteva imagini și gata, asta e Dumnezeu. Vă spun ceva, prieteni. Iisus Hristos merge la pescuit.
Iisus Hristos vorbește cu pești, nu spiritualizezi nimic aici. Efectiv, le-a zis la pești, bă, adunați-vă toți aici într-o grămadă, că vine plasa pe voi. Și toți din toată apa aia, care toată noaptea, nu știu pe unde a umblat, toți peștii au venit și au zis, aici, în punctul ăsta, aici, exact lângă corabie, nu un metru mai încolo, că merge mreaja pe lângă voi. Aici, exact, vă adunați să stați cu minți. Toți peștii au venit și au stat cu minți acolo. Bă, frați și surori, peștii ăștia, care n-au ce ai tu și nu pricep ce pricești tu, toți s-au adunat acolo să pice mreaja pe ei. Păi în această dimineață, noi nu suntem pește aici după Some sau după Criș. Noi suntem copiii lui Dumnezeu făcuți după chipul și asemănarea lui. Păi când aruncă-i Hristos și Duhul Sfânt mreaja aici, păi aruncă-te nea deodată că te cheamă Iisus astăzi să pice mreaja pe tine, să te scoată Dumnezeu afară din lume și din orice lucru, să te pună în corabie ca să-i aparții lui pentru totdeauna. Să spunem cu toții, glorie Domnului, glorie Domnului, Iisus Hristos adună pești. Apropo de frică, vai, ce-o fi, cum o fi, păi da, dacă ai ideile tale, dacă te duci pe ideea lui Iisus, pe contrasens, în contrast, așa îi place lui Iisus câteodată pe contrast, e criză, nu merge nimic, suntem terminați, așa o pățâși Isaac, tu sunt gherar, mă duc în Egipt că e bine acolo, nu te duci, stai aici, da, Doamne, o să mor de foame, foame-te aici, știi ceva, fă semănături în țara asta, Doamne, pe contrasens, crapă pământul, nu este apă, nu este nimic, unde să fac semănături, fă semănături, și l-a făcut semănături, a aruncat sămânța și a zis că Dumnezeu mi-a zis un cuvânt, Domnul a zis și eu te voi binecuvânta, dacă Dumnezeu zice că mă binecuvântează, iau, bag mâna, dă-i, arunc în stânga, în dreapta, mă uit, Doamne, cred că să știu scap pe loc, da? Nu-i treaba mea, Domnul a zis că El binecuvântează. Arunc sămânța, nimeni nu crede, nimeni nu poate să raționeze nimic și în anul acela nu strânge ce-o pus. De 100 de ori, fiecare bou mai are 100, aleluia, o strâns rod însutit. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat. Dar știți de ce l-a binecuvântat? Cu ascultat de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Plângăcioșilor. Știți de ce ați devenit niște plângăcioși? Pentru că nu ascultați de Domnul. Asta e. Doamne, nu mai are nimic, nu mă pot mărita, nu mă pot... Aș vrea aia, nu pot, n-am aia. Știi? Dar tu l-ai lăsat pe Dumnezeu să aibă vreo idee în dreptul vieții tale? I-a zis, Doamne, care e ideea ta? Ce, Iisus, să aibă idee? Iisus e cu biserică. Aici e un creștinist de doi bani. Iisus e cu trei lucruri. În rest, suntem noi. Iisus este prezent pretutindeni. Amen. Iisus nu e cu duminica, Iisus cu fiecare zi. Iată o zi banală, după o noapte de eșec, iată ce se întâmplă într-o zi banală, grozav. Nu mai pot trage mrejele pline, să scufundă corabia. Hai, bă, să ne ajutați, bagă și acolo să scufundă și aia. Și nu mai știi ce să faci, pentru că tu ai acceptat o singură idee. Iisus a zis, fă asta, am făcut și s-a produs minunea. Aleluia, glorie Domnului. Nu te gândi la vremuri, nu te gândi la împrejurări, nu te gândi că nimic nu merge, nu te gândi la aia, gândește-te fix. Mi-am pus eu totul la dispoziția lui Dumnezeu, da. Sunt eu de acord, Iisus, să aibă idei în viața mea, da. Sunt de acord să le ascult chiar dacă sunt pe contrasens și nu funcționează cu lumea asta, da. Cred că Iisus Hristos poate face minuni, da. Atunci trăiește minunile cu Dumnezeu, aleluia. Dacă ați făcut asta, musai că lor asta când eu predic, aveți niște minuni la activ în săptămâna asta și în zilele astea și atunci spuneți împreună cu mine, glorie Domnului. Aleluia. Glorie Domnului. Aleluia. Glorie Domnului. Aleluia. Dintr-o zi banală, Iisus face o istorie minunată, pentru că oamenii aceia spun, da, ascultăm și trag mrejele pline de pești. Oh, a zis Naaman, aveam și eu ape acolo. Aveam o idee mai grozavă decât asta, să mă duc să mă scald de 7 ori în râul Iordan. Aveam o idee bună. Asta nu este o idee. Asta este o idee de 2 bani. Ne strângem șatra și plecăm. De câte ori n-ați pierdut minunea lui Dumnezeu pentru că tu ai avut o idee mai grozavă? Vreți să vă predați azi? De câte ori am avut niște idei grozave și când i-a zis Iisus pe lui, te vezi de treabă, mă duc să-mi vorbească Domnul prin 5 proroci, să văd care e mai bună. Dumnezeu ți-a spus prin prima că a lui e bună și după aceea tot te-ai dus până ce ai ajuns să spui, asta a mea era bună. Pentru că diavolul a sfârșit să vorbui prin ultimul și a zis, bună e a ta, du-te înainte pe drumul ăsta, toate barierele zulate și te-ai trezit cu capul exact în mucilă. Pentru că dacă tu nu crezi în cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu nu te alimentezi din voia lui Dumnezeu, dacă tu nu ești gata să renunți la mândria ta și la orgoliul tău, oricine ești, Dumnezeu n-are ce să facă cu tine. Dumnezeu nu te forțează să treci minuni. Dacă tu vrei să treci minuni cu Dumnezeu, în această dimineață spune, Doamne, stop! Și de la capăt. Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Și după toată povestea asta, trag, nu mai știu ce să fac. Ce să faci? Și vreau să închei spunându-vă
Că momentul grozav care l-am văzut și în fața căruia până la urmă a cedat și Naaman și a zis un prieten, stăpâne, dacă ți-ar fi cerut bani și averi, făceai. Da, asta, că asta a fost ideea mea. De-aia m-a dus în schimburi de haine și bani, eu aveam idei. Dar Dumnezeu ăsta, nu știu ce idee are și prorocul lui una mai proastă. Și vreau să plec, vreau să uit. Știi ceva? Fă după cum ți s-a zis și vei fi vindecat. Fă! S-a dus să scălda și a ieșit afară curat, avea pielea ca unui bebeluș. Pentru că cel care poate să facă minuni nu ești tu. Și cel care face minunile este Dumnezeu. Aleluia! Glorificat să fie Domnul. Vă întreb aici, merită să fii pocăit? Glorie Domnului, când tragi mrejele alea pline și simți minunea așa că strece prin vene, prin mâinile tale, prin ochii tăi, prin puterea ta, prin casa ta, prin nevasta ta, prin pruncii tăi, prin familia ta, prin biserică. Când vezi pe Dumnezeu real, spui trăiască Domnul, aleluia! Dumnezeu e în casa mea, aleluia! Binecuvântat să fie Iisus. Binecuvântată să fie puterea lui. Și atunci spuneam, există un moment fantastic aici pe text. Petru se roagă. Tu cum te rugai după asemenea mine? Spuneți. Eu vă spun cum mă rugam, că încep eu. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că mi-ai umplut barca. Doamne, îți mulțumesc pentru mreș. Îți mulțumesc, Doamne, pentru succesul de azi. Doamne, să mai faci de azi. Minunile lui Dumnezeu sunt ca o oglindă în care poți să-ți vezi exact chipul. Până atunci tot timpul s-ar fi rugat Petru, vino Doamne, fă Doamne, lucrează Doamne. Foarte ciudat că Petru îngenunchează și spune așa, Doamne pleacă, te rog să pleci, pleacă de la mine, că văd azi prin experiența asta cu tine că eu sunt un mare păcătos. Te rog să te duci. E prea mult. A picat la piciorul lui Iisus Hristos, a îngenunchiat și cred că i-a prins piciorul și a zis, te rog să te duci. Pentru că mă văd atât de mic. Mă văd atât de slab. Doamne, minunea asta ta, experiența asta ta în casa mea, în viața mea, în familia ta, mea, mă fac, Doamne, să mă văd că sunt un mare nevrednic. Și spun, Doamne, du-te că Tu ești prea sfânt. Ești prea puternic, ești prea înălțător, ești prea mare. Nu mai am nevoie de nimic, Doamne, du-te, du-te. Și îl văd pe Petru îngenuncheat, care se roagă din insistență de Iisus să plece. O spaimă îl apucă pe Petru și pe toți tovarășii lui. Și toți se prăbușesc la picioarele Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, mi-e dor de pocăiții care nu sunt niște eterni cercetori. Doamne, Doamne, Doamne. Care au respect față de prezența lui Iisus. Aleluia. Mi-e dor de momentele acelea în care o frică de Dumnezeu ne mistuie orgolile din noi. Care eliberează competițiile dintre noi. Care eliberează o grămadă de nebunii care au prins rădăcini și au înflorit în noi. Doamne, pleacă! Sunt un mare păcătos. Mi-e frică de Tine, Dumnezeule. Și toți i-a prins frica, pe toți. Și din starea asta de prăbușire la piciorul lui Iisus Hristos. Toți acolo jos, toți egali, toți cu frică, toți păcătoși, toți la același nivel. Nu-i mai nimeni marele erou. Unul singur este marele erou. El a rămas în picioare. Iisus Hristos, Domnul. Marele erou este în biserica Tabor în această dimineață. Iisus Hristos, Domnul! Iisus Hristos, Domnul! Aleluia! Și El spune, nu vă temeți. Astăzi sunteți într-un punct în care am ce face cu voi. Astăzi ați ajuns într-un punct încât eu, Domnul, hotărăsc o nouă treaptă în viața voastră. De azi o să fac din tine pescar de oameni. De azi am pregătit un nivel mare. Vreau să mă folosesc de tine. Vreau să fac lucruri mari prin viața ta. Azi declar aici, în corabie, scufundându-ne toți, cu pești cu tot. Eu vreau să te folosesc. Nu poate folosi Dumnezeu oameni care nu sunt prăbușiți la crucea Domnului Iisus Hristos. Domnul nu folosește artiști și vedete. Dumnezeu nu folosește oameni care știu să manipuleze mințile oamenilor să facă spectacole.
Dumnezeu folosește oameni zdrobiți, păcătoși, care își recunosc păcatele și stau la picioarea crucii lui Iisus Hristos și tremură din toate încheieturile și spun: Doamne, nici măcar n-aș vrea să vii, să pleci, pentru că e prea mult. De acolo te ridică Dumnezeu. De acolo face Dumnezeu mari, mari lucruri în viața ta. Provocarea de dimineața asta este prezentă aici între noi. Unde sunt oamenii ăștia la piciorul crucii? Unde sunt cântăreții? Unde sunt predicatorii? Unde suntem noriași? Unde suntem noi azi? Cu atâta fast, cu atâtea ceremonii, cu atâtea programe, cu atâta, cu atâta, cu atâta. Unde suntem? Ar trebui să fim toți prăbușiți la piciorul crucii lui Iisus, să spunem: Doamne, pleacă! Toți vrem farul pe noi! Toți vrem reflectorul pe noi! Noi mai buni, noi mai tari, noi am adunat mai multă lume nouă! Nici nu contează câți pești sunt acolo. Contează că astăzi am putut să văd, spune Petru, puterea lui Iisus Hristos. Contează că astăzi am avut onoarea să am o experiență înaltă cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu contează, lasă-i încolo de pești, că-s doar niște pești. Pești ăștia, ai mâncăm să duc, nu-i nicio problemă. Nu peștii sunt ideea, ci faptul că Iisus Hristos și-a arătat gloria și slava Lui în viețile noastre. Să spunem toți gloria lui Dumnezeu. Nu posesiunile care ne-a dat Dumnezeu, nu binecuvântările care oricum ne le dă zi de zi, ci faptul că avem o legătură personală cu El, faptul că Dumnezeu are idei pentru viața mea, faptul că Dumnezeu are idei pentru casa mea, faptul că Dumnezeu ne-a dat capacitatea să-L aud și faptul că Dumnezeu ne-a dat puterea să-L ascult. Atunci Dumnezeu spune: Gabi, Zăgrean, Silviu, frați, Alina, Mihaela, Ion, Marius, vreau să spun că zile următoare vreau să fac niște lucruri grozave prin viața ta. Am un plan, un proiect și eu spun: grozav, Doamne. Gabi, vreau să fac de seară, mâine, am niște planuri excepționale. Eu o să te fac pescar de oameni, eu o să te folosesc, eu o să fac ceva care tot să rămâi uimit. Eu, Domnul, eu pot să fac, da, să aduc bucătăria, să aduc oameni, să fac evangelizare în hotel, eu pot să fac evangelizare. Tu doar să stai la dispoziția mea, în smerenie, acolo să stai prăbușit și eu, Domnul, voi face minuni. Spun cu toată inima: glorie lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu, glorie Domnului! Vă iubesc din toată inima mea și vreau să ne rugăm.